Bună ziua la toți, stimați reprezentanți mass media, stimați prieteni. Astăzi evenimentul conferinței de presă este dedicat Ziua Națională a Vinului. Prezent la eveniment este domnul viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, domnul Vladimir Bolea. Și totodată, astăzi prezent la eveniment sunt și reprezentanții noua generație oenologi din domeniul vitivinicol, datorită cărora noi avem rezultatele excelente parcursul ultimilor ani. Și acesta este inclusiv experiențe noi, sufletul noi dedicat pentru acest sector vitivinicol se datorează inclusiv nou suflu care se dă. Asta fiind spus, doresc să ofer cuvântul domnului viceprim-ministru, domnul Bolea. Mersi. Mulțumesc frumos. Eu mă bucur foarte mult că avem generația tânără care vine pe această dimensiune extrem de importantă a Republicii Moldova. Vinul a ajuns să fie, spre marea noastră fericire a celor care reprezintă agricultura, cartea de vizită a Republicii Moldova pe tot globul. În ce țară noi nu am merge despre Republica Moldova se vorbește ca despre o țară producătoare de vinuri de înalt calitate și, doamnelor, vreau să spun că acest lucru se datorează muncii celor care stau în spate și nu întotdeauna sunt văzuți, cei care fac tehnologiile, cei care vin cu cunoștință, cei care riscă, combină și lucrurile astea toate, evident, se regăsesc ulterior în calitatea extraordinară a vinurilor prezente pe piața noastră. În acest, și nu numai a noastră, dar tot globul. În acest an noi avem cea de 23-a ediție a acestui festival, el este unic. Noi am făcut invitație și îl așteptăm în calitate de invitat inclusiv pe comisarul pe agricultură. Acum când am fost ultima dată, l-am informat încă o dată despre necesitatea de a veni la acest eveniment unic în general pe tot globul. Vor fi și câțiva miniștri agriculturii din țările baltice care sunt foarte interesați în succesele pe care le are remarcabile Republica Moldova în acest domeniu. În spatele vinului stă muncă, o muncă enormă. O muncă enormă care se începe în lunile februarie, atunci când oamenii merg în câmp și încep curățat ovițele vii, afară e temperaturi cu minus, dar toate lucrările sunt făcute. Și atunci când vorbim despre vița de vii, când vorbim despre vin, trebuie să vorbim despre spiritualitate. Nu în zadar noi moldovenii considerăm vinul un produs alimentar, dar nu o băutură alcoolică, pentru că în Republica Moldova există tradiția și cultura de a consuma vinul de sute de ani. Noi îl consumăm ca o parte componentă a unor procese care ne definesc pe noi. Noi nu bem vinul ca să, nu știu, de dragul de a bea acest vin. Avem o cultură total diferită. Eu vreau să invit toată lumea pe data de 5-6, vor fi două zile în octombrie, în care practic o să puteți să beneficiați de cunoștințe, pentru că vor fi diferite masterclass-uri care este făcute de oficiu. Noi vorbim despre posibilitatea de a comunica însăși cu producătorii de vin. Magazinul îți demonstrează pe raft o sticlă cu vin. Când vii la festival, tu vezi cine stă în spatele acestei sticle de vin. Tu vezi omul, tu vezi producătorul, mulți dintre ei îți arată și istoria lui, îți arată pe un ecran și producerea lui și multe, multe alte lucruri. Mai mult ca atât, în acest an nu o să-mi fie frică să vă recomand pentru a vizita și vinăriile. Sâmbătă ieșim în piață, duminică mergem și vizităm vinăriile, pentru că noi avem vinării care în aceste zile festivalului sunt cu ușile deschise și ai posibilitatea, într-un stil extraordinar de leger și frumos, să vezi ce se întâmplă în spatele acestor porți, care sunt procesele tehnologice, să faci o excursie plină și plină în totalitate de noi cunoștințe, care descoperă producerea de vin printr-o altă enigmă. O să vedeți că sunt niște procese înalt tehnologizate care necesită cunoștințe profunde, că în spate stau și lucrează oameni cu studii superioare, că lucrează ingineri, că lucrează oameni care au grijă ca produsul care ajunge pe masa de astăzi să fie unul foarte sigur, să vă producă satisfacții gustative de orice tip, și în cel mai bun model să fie un produs sigur. Deci, apelul Ministerului Agriculturii este pentru toată lumea din Republica Moldova și nu numai, și mai mult ca atât, este o posibilitate să invitați prietenii din străinătate pentru a cunoaște ce înseamnă vinificația. Eu am procedat așa, eu am invitat doi miniștri agriculturii din țările baltice, l-am invitat pe Ministrul Agriculturii din România și l-am invitat pe Comisarul pe Agricultură.
sper cu ei împreună și să deschidem acest festival pe data de 5, dar noi toți invităm prietenii noștri din străinătate, după care frecventăm sâmbătă, duminică, tot ce înseamnă vinificație pentru a înțelege agricultorul nostru, pentru a înțelege vinificatorul nostru și pentru a-i aduce un omagiu, pentru că este o posibilitate reală, pentru că bucuria unui vinificator este atunci când el comunică, și viticultură inclusiv, când comunică cu consumatorului final, cu cetățeanul care consumă vinul, aude măcar niște cuvinte frumoase din partea consumatorului și asta îl face pe el să fie mai curajos, mai optimist, inclusiv în ani de atât de grei cum este anul 2024 pentru agricultura noastră națională și inclusiv pentru viticultură și pentru vinificație. Deci apelul Ministerului Agriculturii, ieșim la acest festival, susținem producătorii noștri autohtoni, vizităm standurile lor, comunicăm cu vinificatorii și cu viticultorii din Republica Moldova și le dăm optimismul să-și continue activitatea lor extrem de complicată, costisitoare și foarte grea. Mersi mult, domnul ministru. Mersi mult inclusiv pentru suportul dumneavoastră care ați demonstrat parcursul întregului mandat sectorul vitivinicol. Tot sectorul apreciază acest suport și când vorbesc sectorul vitivinicol, vorbesc nu doar vinificatori, și viticultori, care trebuie să ne minte, sunt peste 50.000 de viticultori. Acum, dacă se întoarcem la Ziua Națională a Vinului, pe data 5-6 octombrie, sărbătorim cea de 23-a ediție, orașul Chișinău se transformă într-un orășel a vinului, unde avem mii de turiști, zeci de mii de iubitori a vinului se întâlnesc pentru a degusta, pentru a schimba de experiență în Piața Marii Adunării Naționale. Anul acesta venim cu mai multe noutăți. În primul rând, noi venim cu un slogan, brandul de țară nou, și anume Wine of Moldova Unexpectedly Great sau vinul Moldovii uimitor de bun. Acesta este un mesaj care vine să consolideze și să arate impactul între tradiții și inovații, prin care noi dorim să cristalizăm tot ce are Republica Moldova mai bun, inclusiv produse vitivinicole și totodată vinurile noastre să concureze nu doar piața locală, ci și piața internațională, unde noi exportăm peste 85% din vinuri. Totodată, sloganul evenimentului Ziua Națională a Vinului este vinul nostru uimitor de bun. O noutate excelentă, după cum ați atras atenția la fiecare eveniment, toate expozițiile care noi participăm, venim cu informații referitor la număr record. Ziua Națională a Vinului nu este excepție. La moment avem înregistrat 99 de vinificatori. Este număr record. An la an tot crește. Dacă noi am început cu aproximativ 40 de vinificatori, cum a 10 ani în urmă, acum avem 99. Nu este exclus că în cadrul Zilei Naționale a Vinului o să fie mai mult de 100 de participanți. Înregistrare continuă. De ce urmăreți noutăți, pentru noi este inclusiv impresionant și asta încă o dată demonstrează faptul că sectorul vitivinicol se dezvoltă, este un sector unde există un potențial enorm și inclusiv potențial pentru mici producători, care an la an crește numărul lor. După cum înțelegeți, Piața Marii Adunării Naționale este un spațiu limitat, ca și în bancul celălalt, cât persoane în cap într-un trolebus, răspunsul este încă unul, la fel și în cazul nostru, doar că anul acesta a luat în considerație suprafața limitată și în premieră ne extindem, ne vom extinde de pe strada Bănulescu-Bodoni către Maria Cibotaru. Acolo va fi organizată zona gastronomică pentru a oferi o experiență unică vizitatorilor noștri, iubitorilor de vin, de a degusta vinul și inclusiv de a combina vinurile cu gastronomia noastră, unde noi ne propunem să, în primul rând, să fie prezente bucatele noastre tradiționale. Totodată, după cum cunoașteți Ziua Națională a Vinului, noi dorim să promovăm un instrument foarte important pentru noi de a promova cultura consumului. În cadrul Zilei Naționale a Vinului o să avem organizată Școala Vinului, timp de 2 zile, la care o să prezinte personalități notorii din sectorul vitivinicol. O să fie timp de, în fiecare zi, câte 4 ediții. Primele două să fie dedicate vinului alb, vinului roșu. A treia va fi dedicată vinului spumant și ultima, cea de patra, seara va fi dedicată produsul cu indicație geografică divin. Totodată, noi avem o responsabilitate, cum ziceam, despre cultura consumului. Noi îndemnăm pe toți consumul responsabil de vinuri. Sunt 100 de vinării, toți doresc să ne uimească, toate vinării doresc să ne uimească, inclusiv cu produse noi, și este important pentru noi aceasta. Aș dori de asemenea să menționez despre faptul că noi am început săptămâna trecută
cu festival organizat în Varșovia. A fost un eveniment cu succes, au participat peste 700 de persoane, eveniment dedicat vinului Moldovei. Pe data 5-6 avem Ziua Națională a Vinului. Următorul, pe data 12-13, este organizat Festivalul Vinului la București, unde așteptăm peste 10-20 de mii de participanți, invitați. Ulterior ne extindem. Noi, cum cunoașteți, noi moldoveni nu suntem egoiști, noi dorim ca tot globul să ai posibilitatea să deguste vinurile noastre, să ne împărtășim cu vinurile noastre excelente și organizăm anul acesta Festivalul Vinului în Canada. Ulterior, spre sfârșitul anului, organizăm Festivalul Vinului în Tokyo, Japonia. Deci este pentru noi este important cele 85% din vinurile noastre să creăm piață competitivă, să creăm posibilitatea vinurilor noastre prin intermediul la brandul nou Wine of Moldova, vinul Moldovei umitor de bun și pe alte piețe ținte. Noi acordăm suportul spre deschiderea acestor noi piețe. Și la sfârșit aș dori să menționez partenerii noștri, suport pentru care noi mulțumim foarte mult. În primul rând este partenerul nostru USAID și totodată partenerul Fondul American pentru Întreprinderi Ucraina-Moldova. Nu în ultimul rând, parteneri instituționali, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Vă așteptăm cu drag pe data 5-6 octombrie să savurăm împreună și să vrăm vinul nostru uimitor de bune. Mersi mult și ofer cuvântul doamnei Elena Davidescu, director marketing, Vinăria din Vale. Bună ziua, stimată audiență! Deci sunt Elena Davidescu, reprezint a doua generație de vinificatori în care muncim alături, cot la cot, alături de părinții noștri. Suntem patru frați și surori și fiecare și are rolul său. Deci vinăria noastră este localizată în regiunea protejată Valului Traian, în proximitatea lacului Beleu, o regiune superbă, unde este o climă favorabilă pentru producerea vinurilor de calitate înaltă. Deci în acest an, la Ziua Națională a Vinului, putem să vă propunem, deci venim cu gama vintage, este formată din patru soiuri, deci e vorba despre Saperave, Chardonnay, Malbec și renumitul Fetească Neagră, la care a obținut foarte multe medalii internaționale. De asemenea, Ziua Națională a Vinului este un prilej extraordinar de a ne promova pentru consumatorul național, dar și pentru cel internațional, pentru că vom avea în acest an oaspeți din Canada, din Polonia, din Germania, Olanda și piețele noastre ținte. Din acest motiv, îi îndemn pe toată lumea să vină, să ne descopere și să savureze vinurile noastre de foarte înaltă calitate. Vă mulțumim! Mersi mult, Elena. Ofer cuvântul doamnei Mihaela Sârbu, administrator Asconi. Bună ziua! Deci sunt Mihaela Sârbu, administrator Asconi. La fel, a doua generație. La fel, cu frații împreună, cu un frate împreună, mergem în pașii tatălui. Tatăl încă ne ajută, ne conduce, ne ghidează, dar cred că și părinții noștri înțeleg că viitorul este în generația noastră. Noi suntem puțin mai digitalizați, noi suntem mai perseverenți, mergem înainte, vrem să încercăm chestii noi. Ziua vinului, cum am menționat toți, este deja parte din cultura noastră și cred că scopul ulterior este ca Ziua Vinului Moldovei să fie un Oktoberfest, să fie cunoscut în întreaga lume și în fiecare țară să fie câte un festival, cum în Moldova se organizează Oktoberfest, să fie și în alte țări Ziua Vinului, cum deja am început cu ajutorul oficiului Vie și Vinului în Canada, cum a menționat Ștefan, în Tokyo, să fim București deja de câțiva ani. Noi, din păcate, în Piața Marii Adunări nu o să fim, dar vă așteptăm cu drag la vinărie în aceste două zile, porțile deschise. Recolta încă este în toi și oaspeții o să aibă posibilitatea să meargă prin zona producerii, să vadă, să simtă aroma mustului proaspăt, să guste must tulburel, la fel să guste absolut toate vinurile noastre și, desigur, bucatele tradiționale, plăcintele noastre faimoase și o atmosferă tradițională moldovenească. Mersi! Eu, dacă tot la Ascone nu vor fi în piață și au porțile deschise și eu cred că trebuie să le faceți un masterclass de cules struguri,
după care drept recompensă plăcinte, pentru că la moldovene e așa tradiția, întâi muncești, după care primești plăcinte. Așa că, iarăși, apelul este, vizităm absolut orice. Moldova este o țară miraculoasă, extrem de frumoasă, avem ce vedea, avem oameni foarte și foarte frumoși și muncitori, pe care avem posibilitatea să-i vizităm și să-i, nu știu, să-i însuflețim cu prezența și susținerea noastră prin vizitele pe care le facem noi în vinării și însăși la pavilioanele care vor fi pe Ștefan cel Mare. Îndemnul nostru, toți ieșim, sâmbătă, duminică, 5-6 octombrie, și susținem producătorii viticultori și vinificatori din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Da, mersi mult de întrebare. Eu am dorit cu aceasta să se închidă evenimentul. Într-adevăr, orice persoană poate să vină în Piața Mare Adunării Naționale, accesul este liber deschis. Totodată, pentru a avea posibilitatea de a degusta vinurile, este necesar de a achiziționa acest carnet al degustatorului, unde este 11 degustații. Carnetul degustatorului e posibil de achiziționat ori la InfoPoint în timpul evenimentului sau online pe platforma de achiziționare a biletelor. Este posibilitatea de aceste 11 degustații. Totodată mai venim cu un element în premieră. În cadrul Zilei Naționale a Vinului vor fi organizate ghiduri pentru persoane, doritori, vizitatori, organizate de către somelier sau persoane cu cunoștințe în domeniu. Este necesar de asemenea sau la InfoPoint sau prin intermediul platformei online de achiziționare să procure aceste tururi adiționale. Vor fi persoane care le vor ghida prin parcursul primei zile sau a doua zi la vinării și le vor oferi informații adiționale. Acesta este inclusiv important pentru vizitatorii, oaspeții noștri pescotari care prima dată au venit la eveniment, care nu cunosc detalii, noi cunoaștem foarte bine fiecare vinificator, sunt persoane care nu cunosc și noi am dorit, din experiența precedentă, vedem că este necesar de organizat aceste tururi ghidate pentru persoane. Mersi. Da, 250 lei cu asta este prețul pentru carnet degustator și ulterior deja o să fie prețul pentru adăugător pentru tururi ghidate. Da, este acesta presupune degustarea de vinuri și inclusiv un pahar din Tritan tradițional cu logo-ul Wine of Moldova care poate și ia cu dânsul acasă persoanele care au achiziționat. Intră în preț. У нас раньше в аэропорту организовывались какие-то вот промо, ну, акции, да, вот для пассажиров, которые прибывают в Молдову. В этом году что-то запланировано? Вообще есть там какая-то, может быть, наружная реклама? Что будет? Да, мы имеем планификат кадру евенимент при паркусе до даты 5-6 октября la aterizare, pe cum cunoaște zona de aterizare în aeroport, o să fie alocat spațiu pentru oferirea câte o sticluță, cadou, cu logo-ul Wine of Moldova, uimitor de bun, pentru toate persoanele care aterizează. Mai mult ca atât, noi acum lucrăm, suntem în proces de negocieri cu companiile Avia, care se promoveze ziua vinului, inclusiv în timpul zborului și inclusiv pe intermediul la stewardese sau stewards, deci suntem în lucru acum, deoarece noi vedem este foarte important atragerea turiștilor. Deoarece Ziua Națională a Vinului este un magnet care atrage foarte mulți turiști, noi vedem inclusiv prin companiile Avia ca un instrument de comunicare despre evenimentul nostru. Avem la moment, sunt planificate 2000 de sticle. O să informăm propriu-zis la eveniment, însă este vorba despre rară neagră. Soia autohtonă rară neagră, va fi, da? Mersi mult!